Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi începem ziua conducând o auto utilitară. Vedeți că nu am lunetă. Avem de mutat o canapea și am împrumutat o auto utilitară de la taică-meu, de la servici. El lucrează la o firmă care se ocupă cu utilaje agricole și au mai multe auto utilitare și să ne mișcăm. Am început ziua cu 3 seturi de cărat canapeaua până la etajul 1. Cărat vreo 3 canapele, de fapt vreo 3 bucăți dintr-o canapea. Și acum merg să mănânc și ceva. Fiind ora 12, am apucat să mănânc o banană atât. M-am trezit, am avut niște treabă, apoi am mers la cărat mobilă. Super! Pentru sandwich-uri am mai găsit o chestie, fel de felii de pâine care sunt deja prăjite, integrale, și au valori foarte bune, deci cam așa arată, și sunt destul de mici, ca și idee, într-o palmă cam așa arată, și au undeva la 5 grame de carbohidrați, stați să mă uit cum găsesc eticheta asta, undeva la 5 grame de carbohidrați, mă uit imediat pe MyFitnessPal. Ca să vedem. Ați văzut ce simplu este, stați să apropiem un pic. Deci o chestie din asta are 8,8 grame, are 0,5 de grăsimi, 5,5 de carbohidrați și 1,2 de proteine și voi mânca două din acestea. Deci la 2 am 11 cu 5. Să vedem. Și cam asta este. Vom vorbi puțin despre perioada de menținere, deoarece acum am intrat într-o perioadă de menținere și cum practic să revenim dintr-o dietă, deoarece nu este pur și simplu, adică ai terminat dieta, gata, revii la alimentația de zi cu zi, trebuie să creștem caloriile progresiv și în același timp să scădem din cardio. Dacă eu prima dată încep cu cardio și cu schimbarea macronutrienților pe partea de slăbit, aveam mai multe proteine, aveam undeva la 2,5-2,7 grame per kilogram spre finalul dietei. Acum am ajuns la cam 2 grame pe kilogram, undeva 2-2,1 grame pe kilogram și diferența a fost ridicată din carbohidrați. Momentan, dacă mă înșel, am cam 160 de grame de proteine, 200 de grame de carbohidrați și cred că 50 de grame de grăsimi. Trebuie să mă uit în MyFitnessPal și majoritatea carbohidraților pentru mine este simplu. Iau din sursă integrală, cum este această pâine integrală sau din ovăz și din fructe. Banană, portocală, indiferent. Ca și proteine, de obicei fac un sandwich din mușchi afumat sau pui afumat sau chestii din asta afumată. După asta o masă cu piept de pui sau cu pulpe de pui, dar în principal cu piept de pui pentru că... pentru că are mai puține grăsimi și un shake după antrenament, deoarece se absorbe mai repede și sincer m-am săturat să mănânc atâta carne în perioada aceea când am mâncat doar pui cu salată de vreo săptămână, jumătate, cam așa a ținut. Am mâncat foarte multă carne, adică am avut 3 mese, uneori 4 mese cu carne și m-am săturat, așa că am o singură masă cu carne, undeva la 150-200 de grame de carne, un shake cu proteine și cam asta este, niște fructe, niște ovăz. O alimentație destul de simplă pentru că în momentul în care vrei să-ți diversifici alimentația, îți ia foarte mult timp pentru că trebuie să stai să gătești, trebuie să stai să te gândești la tot felul de combinații încât să-ți atingi macronutrienții. Așa că pentru mine în acest moment este mult mai simplu să am o alimentație simplistă. Acum înainte de mers la sală, mă ocupam de niște documente, vrem să băgăm platforma PaySafe Card pe site, deoarece am văzut că este întrebată și mai ales în afară este ușor de luat, te duci la un PayPoint, îți iei un PaySafe Card și reușești să plătești pe internet, iar programul va fi trimis electronic ca să scutim chestia asta cu CD, curier, plata transportului și așa mai departe. Și cum ziceam, acum completez niște documente, sper că... nu știu, 2-3 zile, să avem platforma PaySafe pe site. I give in to
fire. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Am venit de la sală foarte repede, două porții de I Weigh cu cookies and cream, pentru că din asta mai am. Am rămas fără suplimente și mai aveam un pic de cookies and cream. Și după asta suntem pe fugă, trebuie să ajung la bancă. O salată, 150 grame de piept de pui și 3 felii de pâine din asta integrală. Pentru seara am făcut niște batoane din ovăz cu niște fulgi de ciocolată și așa mai departe. Veți găsi rețeta pe Facebook, cred că o voi posta la 2-3 zile după ce va apărea acel blog. Deci urmăriți-mă pe Facebook pentru că am început să pun mai multe rețete și mai multe videouri interesante. Și asta a fost, prieteni, sper că v-a plăcut. Bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!